Ionuț Vâna a bifat meciul cu numărul 200 în Liga 1. S-a întâmplat în partida dintre Farul Constanța și Dinamo încheiată la egalitate 1-1. În partida dintre Farul Constanța și Dinamo, încheiată 1-1 la -1 în etapa 12 a Superligii 2024-2025, Ionuț Vână, mijlocașul marinarilor, a atins un moment important în cariera sa, disputând meciul cu numărul 200 în Liga 1. Titular în această confruntare, Vână a evoluat până minutul 67, când a fost înlocuit de Dragoș Nedelcu. În vârstă de 29 de ani, Ionuț Vână a debutat în prima liga acum 12 ani, într-un meci între Rapid și Fece Viitorul, pe 30 septembrie 2012. Atunci Vână, un produs al Academiei Hagi, a intrat pe teren în minutul 87, înlocuindu-l pe Nicolae Dică și devenind cel mai tânăr jucător al sezonului. De la revenirea sa la farul în iunie 2023, Vână a să fie o piesă importantă în echipă. Având deja peste 100 de meciuri pentru clubul Constanțean în cariera sa, în același meci contra lui Dinamo, Gheorghe Hagi a oferit șanse și tinerilor jucători Alexandru Stoian și Ostin Doicaru, subliniind importanța acestor cadrul